Palatul Știrbei este parte a patrimoniului cultural și istoric național. Este cel mai important spațiu de evenimente al Bucureștiului, situat în Buftea. Aici au loc an de an Summerwell-ul și mai nou Zurlandia, dar și multe alte evenimente corporate și activități sportive. Parcul și Palatul Știrbei este monument clasa A și este una din proprietățile care face parte integrantă din istoria României. Aș menționa din generațiile Știrbei trei generații mai importante. Este vorba despre domnitorul Dimitrie Știrbei, care a pus piatra de temelie a Teatrului Național și a făcut Bulevardul Kiselev. Alexandru Barbu Știrbei, fiul acestuia, prințul Alexandru Știrbei, care a făcut parte din mai multe portofolii ale ministerelor și guvernelor interbelice și, nu în ultimul rând, cel mai cunoscut, Prințul Alb, Barbu Știrbei, care a definitivat construcțiile de la Buftea și care a fost trezorierul Casei Regale. Sunt obiective importante și din punct de vedere arhitectural. De exemplu, turnul de apă al palatului este un proiect Salini. Capela familiei Știrbei, unde de altfel cele trei generații sunt înmormântate aici, este unul dintre cele mai frumoase lăcașuri de cult. Parcul în sine, care are o suprafață de peste 20 de hectare, este el însuși un monument, având pe el, cred că, peste 100-150 de copaci care depășesc vârste de 400-500 de ani. În spatele meu este clădirea principală a domeniului, Palatul Știrbei, plină de istorie. Aici s-a semnat rușinosul tratat de la Buftea, la finele războiului, dar în același timp nume sonore ale perioadei interbelice și postbelice au făcut parte din istoria acestui palat. Posibilitatea de exprimare în timpul unui eveniment la noi este nelimitată. Deschiderile către natură, spațiile largi, ceea ce vedeți în jurul nostru, oferă un cadru greu de imitat sau greu de reprodus în mijlocul unui oraș. De altfel, distanța de centrul orașului este de 17 km sau 25-30 de minute. Nu este un handicap pentru marele public și, de fapt, la nivel european, toate marile centre de evenimente se află lângă orașe, nu în centrul orașului. În 2007, societatea noastră, ocupându-se de evenimente, a făcut un proiect, a obținut o finanțare și am reușit achiziționarea acestei proprietăți de la familie, urmând să facem ceea ce și astăzi vedeți, un centru internațional de conferințe și evenimente. În fiecare an am început și am venit cu câte o locație nouă. Astăzi, când stăm de vorbă, avem 8 locații independente în care se desfășoară eveniment. Însuși, parcul în sine este o locație potrivită pentru evenimente și aici, sigur, publicul larg știe, avem 2 festivaluri deja cu notorietate. Suntem la anul viitor, la a 9-a ediție a Summerwell-ului, festival care găzduiește peste 30.000 de vizitatori pe zi. Și vom fi la a 3-a ediție a festivalului Zurlandia, care primește deja de la a 3-a ediție peste 15.000 de vizitatori. Iată 2 evenimente care au prins tradiție și care se desfășoară într-un loc cu tradiție de asemenea. Domeniul organizării evenimentelor necesită unități de cazare. Suntem într-un proiect la care lucrăm de ceva timp pentru a dezvolta unități de cazare la minim 4 stele, astfel încât să fie o împlinire și o definitivare a acestui proiect
de care eu cred că Bucureștiul are nevoie.